Dinozaurilor, ce faceți voi acolo amândoi? E foarte târziu, cred că e timpul să mergem la culcare, nu-i așa? Dar ce ziceți voi dacă am învățat ceva înainte să ne punem la culcare? Ok, hai să apăsăm butonul și să vedem despre ce vom învăța astăzi. Uite, este butonul cu numere! Hai să vedem unde se oprește următoarea coloană. Se pare că veți număra stele, Dino și Dina. Mă întreb unde o să le numărăm. Ei bine, nu este o surpriză. O să le numărăm chiar în pat. Timpul să ne punem căciulițele de somn, dinozaurilor. Ok, să ne punem căciulițele și hai în pat! Oh, uitați-vă la aceste pijamale drăguțe! Nu-i așa că sunt foarte frumoase și moi? Sunteți gata, Dino și Dina? Ok, hai să ne cuibărim! Sunteți gata să începem să numărăm? Una, două, trei stele, Dino și Dina! Wow, Dino! Ai văzut asta? Oh, Doamne, Dino a adormit deja! Dina, de ce nu-i spui lui Dino ce ai văzut? Ai dreptate! Dina a văzut 1, 2, 3 licurici! Ok, hai să vedem pentru ultima dată ce mai putem număra! Oh, wow, dinozaurilor! Ați văzut asta? Ok, poți să-mi spui câți nuferi vezi? 1, 2, 3 nuferi! Foarte bine, dinozaurilor! Oh, și uite cine a venit să se joace! Este Luna! Dinozaurilor! Dinozaurilor! Cred că e de ajuns cu număratul pentru ziua de astăzi. Ne vedem data viitoare! Bună, Dino! Ce zi frumoasă cu soare! E minunat că ne vedem din nou! Ai văzut toți acești nuferi de pe râu? Uite-te, sunt minunați! Unii sunt verzi, albaștri și chiar și roșii! Ce ai zice să ne distrăm împreună, să sărim pe ei și să traversăm râul? Minunat! Atunci să mergem! Hai să începem cu nufărul verde. Ești gata, Dino? Wow, minunat! Bravo, Dino! Hai să continuăm cu nuferii albaștri. Uite, Dino, poți să sari pe acel buștean pentru a trece râul. Acum, Dino, sari! Foarte bine, Dino, sunt impresionat! Și în final, nuferii roșii. Ai grijă, Dino, sunt și ceva pietre pe râu. Minunat, ești cel mai tare.
fost atât de tare, Dino? Ai vrea să recapitulăm? Aha. Nuferii sunt verzi, albaștri și roșii. Ne-am distrat super astăzi. Ne vedem data viitoare. Pa, pa! Bună, Dino! Bună, Dina! Ce zi frumoasă cu zăpadă! Ați vrea să învățăm ceva nou astăzi? Poate ceva ce are legătură cu Crăciunul? Minunat! Atunci, iată ce vom face! Hai să apăsăm butonul și să vedem ce vom învăța astăzi! Uite! Este butonul cu numere! Să vedem unde se oprește următoarea coloană! Oh, uite! Este un tren! Mă întreb unde ne va duce astăzi? Uite, dinozaurilor! Este un pom de Crăciun! Vom merge să căutăm obiecte de Crăciun în tren și să învățăm cum să numărăm! Minunat! Auziți trenul cum vine? Trenul este aici! Hai să sărim, dinozaurilor, și să învățăm să numărăm! Dina, ce ai văzut? Ai dreptate! Este o budincă de Crăciun! Bravo, Dina! Ai găsit primul nostru obiect de Crăciun! Ce mai vezi, Dino? Wow, Dino! Ai găsit un cadou de Crăciun! Acesta este al doilea obiect de Crăciun! Ai găsit încă unul, Dina! Este un pom de Crăciun și este al treilea obiect de Crăciun! Ar trebui să mai căutăm și alte obiecte de Crăciun, dinozaurilor! Ce-i acolo, Dino? Crezi că vezi un obiect, dar nu ești sigur ce este? Hai să mergem un pic mai aproape și să ne uităm împreună! Bună treabă, dinozaurii! Ați lucrat perfect! Este un curcan de Crăciun! Este al patrulea obiect de Crăciun! Acest curcan miroase delicios, nu-i așa, dinozaurilor? Ați vrea să încercăm? Haide, Dino și Dina, meritați o recompensă! Am avut o zi grozavă numărând obiectele de Crăciun în tren! Ne vedem data viitoare! Bună, Dino! Ce faci astăzi? Ai vrea să ne jucăm cu mingiuțele astăzi? Minunat! Atunci să mergem! Uite o mingiuță portocalie! Acum trebuie să lovești o altă mingiuță! Ești gata, Dino? Uite o mingiuță mov! Minunat, Dino! Hai să le numărăm! 1, 2, 3. Uite o mingiuță galbenă! Wow, Dino! Ai lovit două mingiuțe în același timp! Hai să le numărăm! 1, 2, 3, 4, 5.
Uite o mingiuță portocalie. A? E ok, Dino. Hai să încercăm din nou. Uite o mingiuță verde. Trei mingiuțe dintr-o lovitură, Dino. Minunat! Hai să le numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foarte bine, Dino! Ai lovit toate mingiuțele și am învățat atâtea culori astăzi. Ai vrea să recapitulăm? Mov, galben, portocaliu, verde. Ne-am distrat super astăzi. Ne vedem în curând, Dino. Bună, Dino! Bună, Dina! Ați vrea ca astăzi să ne jucăm șotronul și să învățăm împreună numerele? Minunat! Atunci să începem! Unu, doi. Uite, este un obstacol. Trebuie să săriți peste el. Trei. Bună treabă, prieteni. Acum trebuie să mergeți în direcția corectă. Numărul 4. Sau semnul X. Atunci să mergem la numărul 4. 4 și 5. Unde-i numărul 6? Hei, uite! Credeți că puteți sări la numărul 6? 6 și 7. Foarte bine, băieți! Hai să continuăm! Acum trebuie să alegeți o altă direcție. Semnul X? Sau numărul 8? Atunci să mergem la numărul 8. 8 și 9. Ultimul pas, prieteni. Hai că putem. 10. Foarte bine, Dino și Dina. Acum vreți să ne întoarcem la punctul de plecare? Putem să repetăm toate numerele pe care le-am învățat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
A fost minunat! Ne vedem data viitoare, prieteni! Pa, pa! Bună, Dino! Bună, Dina! Ce faceți? Oh, wow, Dina, este ziua ta! La mulți ani! Ai vrea să înveți ceva nou de ziua ta? Minunat, Dina! De ce nu apeși butonul să vedem ce putem învăța astăzi? Hai să vedem ce ne arată astăzi! Uite! Este butonul pentru forme! Hai să vedem unde se oprește următoarea coloană! Cred că vom avea o petrecere de ziua ta de naștere! Mă întreb unde... Wow, Dina! Vom avea o petrecere minunată! Vom merge să petrecem de ziua ta în parc și să învățăm formele! Minunat! Sună distractiv, dinozaurilor? A? Ok, minunat! Hai să mergem în parc! Întâi de toate să ne punem niște pălăriuțe pentru petrecere! Știți cumva ce formă au aceste pălăriuțe roșii? Ai dreptate, Dino! Sunt în formă de con! Wow! Amândoi arătați așa de cool! Ok, ce urmează? Ai dreptate, Dina! Avem nevoie de mâncare pentru ziua ta de naștere! Știți cumva în ce formă este tăiată această brânză? Ai dreptate, Dina! Brânza este tăiată în formă de cuburi! Ok, Dino și Dina! Mai avem de învățat o singură formă astăzi! Puteți să ghiciți care este? Uite, Dina, este un cadou pentru ziua ta de naștere! De ce nu-l deschizi să vedem ce formă are cadoul? Uite, Dina, este un discobol! Știi cumva care este forma lui? Ai dreptate, Dino! Este în formă de sferă! Ziua ta de naștere a fost foarte tare, Dina! Poți acum să-ți amintești ce forme am învățat astăzi? Ai dreptate, Dina! Am avut pălăriuțele în formă de con, brânza în formă de cuburi și discobolul în formă de sferă! La mulți ani, Dina! Și bucură-te de petrecere! Ne vedem data viitoare! Bună, Dina! Bună, Dino! Sunt atât de mulți norișori astăzi pe cer! Ați vrea să ne uităm la ei? Minunat! Atunci să mergem! Uitați-vă la cer! Spuneți-mi ce vedeți! Oh, norișori ca niște numere! 1 2 3 Sunt sigur că mai sunt și alți norișori! Ar trebui să urcăm pe acest deal și să-i găsim! Nu-i nevoie să vă grăbiți! Nu este o cursă!
Uite, mai sunt norișori pe cer. 4. 5. 6. Foarte bine! Haide, aproape am ajuns în vârful dealului. Wow, ce priveliște minunată! Mai vedeți, norișori? Uite acolo! 7. 8. Oh, este și o stea! 9. 10. Acești norișori sunt minunați! Foarte bine! Este minunat! Ați învățat cum să numărați până la 10. Ați vrea să recapitulăm? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ne-am distrat super astăzi, prieteni! Ne vedem data viitoare! Pa, pa! Bună, Dino! Ai vrea să te joci de-a vați ascunsele astăzi cu Dina? Minunat! Să începem atunci! Unde este Dina? Cred că ar trebui să arunci o privire în spatele acestui zid. Acolo era! Hai încă o dată! Cumva unde s-a ascuns Dino? Ai dreptate, s-ar putea să fie într-una din aceste cutii. Încearcă altă cutie. Foarte bine, Dino! Haide, Dina, să găsim alt loc în care să ne ascundem! Ai vreo idee, Dino? Hai să ne uităm mai aproape la acel container! Aici era! Haide, ultima dată! Unde e Dina? Bineînțeles! S-ar putea să fie într-unul din aceste tufișuri. Te-am găsit! Ne-am distrat super astăzi, prieteni! Ne vedem data viitoare! Pa, pa!